Apropo Belgia, ce părere ai, bă, ne că de declarațiile astea lui Alin Stoica? Ce e cu băiatul ăsta? Băi, Horia, cu noi ce e, Cu noi, doi, ce păi... păi numai noi trebuie să vorbim, el, el n-are dreptul. Păi, bă, da, dar fără să jignească. Da, și dacă jignește, ce? Adică cum Eu cunosc unul care e jig... La... Bă, ne cum să spui, domnule, de Hagi că să-și ia pastilele? Domnule, fii atent aici. Bă, de Hagi să spui că să-și ia pastilele? Domnule, eu cunosc unul, da? care i-a zis președintele țării, fugea după el. hoțule, banditule. Așa. Dă banii înapoi, fia după președinții da? și la judecată judecătorii țin tot cu el. Vei da, da, tu ai fost mare fotbalist, din că chiar a fost fotbalist, am ițiga. Da. Are dreptul și el să spună ce vrea. Că spune prostia e altceva, alt da. treaba lui. Da. Dar nu unii, de asta, de unii, unii, unii sunt de acord cu el, da? Alții, de asta e democrație, domnule. Păi, de de să asta spune nu și o luat pastilele? Democrația, cum a spus Rațiu domnule, mm -hmm. am luptat pentru ca tu da. să ai întotdeauna posibilitatea să, ataci, uh, uh, să mă ataci cu, cu acelea, eu știu, cu cuvinte mai dure decât ce spun eu. Mm -hmm. Nu trebuie să fii de acord cu mine. Asta e democrație. Lasă-l bă frate, să zic că dacă nu, i-a plăcut cei cu el. Pe bine, dar jignești? Domne Că a fost -a... fotbalist? Domne, Pă, dacă eram eu ziarist, mai ziceam, da, ba, sări ca lui Ivanovici, asta e. N-a jucat fotbal, nu înțeleg. Domne, domne, încă o dată. Pentru unii, unii, nu înțeleg ce e jignire. Pe de ce asta? Că Hagi nu și-a luat pasile jignire sau nu? E mai mult o metaforă. Da? Da, mai, mai mult o metaforă. Pe onoarea mea, dacă nu. Eu n-aș fi... Păi ce crezi că hajii uh, se supără? Uh -huh. Îl doare la Bască pe, pe hajii uh -huh. Sau că spun eu ceva de cineva Ce dracu mă fratele meu Spune fiecare ce Crede, ce gândește uh -huh. Asta e democrație deci A, că nu ești de acord cu mine? Uh -huh. Asta este de altceva, că deci nu suntem se... de acord cu el nu asta se... este. Dar înțeles, nu ți se pare că sare calul? Nu no. Mie mi se pare că E frustrat de ceva pentru că, în anumite faze ale vieții lui, da. unii oameni n-au fost drepți cu el. Ca Să ne... fim și noi corecți. Să fim și noi corecți. Uh -huh. Nici cu el, nici cu taică-să care a fost unul dintre cei mai mari fotbaliști care i-a dat țara asta în decursul da, istoriei. De să fie foarte clar. Da. Ah, a, da. că ei sunt uh, uh, nemulțumiți. Voi, fratele meu, și eu sunt uh, nemulțumit de multe lucruri. Uh -huh. Lasă-vă, frate, să se exprime. Domne, nu-ți place ce a spus? Da, ești tu o contra. Dar nu doamne, nu cred că dușmanește uh, Alin pe cineva. Uh -huh. Nu cred. Dar uh -huh. el. Așa e. Și mai, mai e și o chestie să știi, horia. O strategie a vieții. Sunt mulți care se leagă de valori da. ca să iasă și ei, Se Să le crească și lor, cota. Și lor cota. Ia zi, când Alin Stoica vorbește de Hagi, pac. Da, îl citesc. A, în loc de. 100.000, de, de, un milion. Un milion. Da. Asigur că da. Uh -huh. Păi uh -huh. uite-te tu, de mine niște uh, nulități, scriau toate felurile de. Doamne, Dumnezeule, când aveam procesele de avea niște nulități, unii dintre ei uh, luați de nas de ăștia, uh -huh. băieții deștepți. Înțelegi? Scriau niște lucruri de. Vedeam, eu râdeam acasă. Care era implicat și nevastă mea, îi tremurau mâinile. Uh -huh. Cum poți să scrii așa de tine? Lasă-i, dragă, ce dacă scriu? Uh -huh. Tu uiți că noi am avut atacul la persoană, ziarul. Da. Scriu un eu par -aveam. Scriau ceea, nu n-aveam. Scriau nebunatice, nu nebuni, nebunatice de ziariști, toate prostiile, toate tâmpenile. Înțelegi, unele erau adevărate, altele, poate nu erau adevărate. Păi, ei, săracii care îi atingeai, nu se supărau. Uh -huh. Așa și cu așa. Treceți, bă, pe lângă supărare cu fruntea sus, bă. Păi eu, pe câți m-au înjurat și cât câți... să Amne Dumnezeule, după ce am scot aia, băi, Horia, mă duceam în stadion cu nepoții. Bă, da, apropo... de de oameni mă înjurau și mă trimiteau la brutărie și la pușcărie și peste tot, fratele meu.